Ia uite ce frumos sunt. Bă, arăt mai bine cu măscuță, sunt mai badass, așa e nebun. Hai că, mamă, am prins-o pe filmare, fulgericul ăla. Bă, trece așa, fă-n cap. Mamă! Poate fac la dreapta. Apoi, pe unde vine eu? Da, și... nu știu unde e loc, unde e loc. Degeaba spun că nu trebuie. Păi nu, poți să zici că e... Adică căutăm, nu-i problemă. Căutăm, poate ne orientăm cumva. Și locul unde se zice fântâna aia unde s-ar fi aruncat ea sau ceva de genul, ci că e băgată bine, nu cred, ci că nu o găsim. Trebuie să colindăm ca lumea ca să o găsim. Vă salut tuturor și bine v-am regăsit astăzi la un nou video. Astăzi o să mergem în pădurea Radovan, dar acest video o să se termine exact când o să ajungem în pădurea Radovan, pentru că vreau ca în acest videoclip să filmăm doar drumul până la acea pădure bântuită. Deci dacă vreți să vedeți videoclipul ăla, așteptați aici pe acest canal notificarea de la videoclipul ăla, care o să vină în data de 20 sau 21 a 5-a, adică mâine sau poimâine, fraților, depinde cum vedeți voi videoclipul ăsta. O să apară vineri sau sâmbătă, 20-21 mai, fraților, 2020. Eu vă spun doar atât. Așteptați videoclipul să îl vedeți, da? Așteptați să-l vedeți. Merită, vă spun eu. Nu uitați că în orice moment al acestui videoclip puteți să opriți videoclipul și să apăsați butonul de like acolo dacă vă place ceea ce vedeți. Puteți la fel să faceți și cu subscribe și să apăsați și clopoțelul ăla acolo ca să vă trimită YouTube notificări când facem live. Nu uitați să dați și un share, că m-ar ajuta foarte mult în creșterea acestui canal. Că na, vreau să cresc acest canal, vreau să-l fac cât mai mare, cât mai forță, vreau să fac videoclipuri cât mai blană. Și da, băieți, nu vreau să vă plictisesc cu introducerea mea. Aș mai vrea în ultimă fază să vă spun că ați putea să-mi recomandați locuri din astea bântuite, să-mi spuneți unde am vrea să mergem, cum se numesc locurile, în ce oraș sunt. Să-mi dați așa mai multe detalii în comentariile acestui videoclip, fraților, fiindcă aș vrea să mai merg în alte aventuri din astea super, super forță, fiindcă mă pasionează supranatural, să mergem așa să facem aventuri din astea. Eu am fost Rusti, fraților, hai să trecem la video. Foame! Nici nu o luarăm bine, nici nu începurăm bine. Aventuriera noastră și stai deja bine foame, uite ce bagă. Ce faceți, o băieți? Nu uitați, dați și voi un like acolo, facem noi că mai multe. Ce frumos sunt. Bă, arăt mai bine cu măscuță, sunt mai badass, așa e nebun. Hai că, mamă, am prins-o pe filmare, fulgericul ăla. Să-mi bag picioarele, tu ce mișto e. Ia uite, mi-a plecat urechile ca lui Leana. Oprirem aici să rog robinetă, n-aveam măscuță. Mă duc să-i degeaba că nu îmi dă robinetă decât la 12, iau. Nu îmi dă robinetă. Băi, măscuță, ia uite. Ce am aici la gură, măscuță. Voi mergeți cu noi la Radovan? Hai băi, mă, lași bă, băiatule. Ia pun-o la gură, hai. 5 lei, tată. 5 lei? Pe sărăcie aia, mă. Tatăi, una verde cu 7 lei? Da. Dacă n-ai de aia. Hai, da, băieți, ne îmbarcăm și mergem. Spre Radovan! Ha? Da, ce mă interesează? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. Băieți, suntem gata, aproape ajungem aici la Radovan. Fiți atentă, avem așa de parcurs pădurea asta, pe care o să o vedeți imediat acum, ia uitați-o, bam bam. Asta-i, am și intrat în ea, nu știu dacă se vede, dar cred că se vede. Avem de parcurs pădurea asta, fiți antenă, băi. Abia aștept. Crezi că îmi dăduși flash-uri, mă, mâncați aici. A plouat până aici, dar rupt. Ne speriam că nu putem să filmăm. Și au totat. Suntem pe prima pădure și pădurea cu pricina e cea de-a doua. Trebuie să ieșim din asta și să intrăm în cealaltă.
Ca să știți, nu o să intrăm în Radovan, mama. Ați văzut aia pe filmare ce fulgeră încolo, să moară dacă nu. Magnal meu aici e entuziasmat. I-avem pe ăștia în spate. Și suntem pe aia, frate. Magna, vrei să zici cu fantoma? Da. Ia-o la vals. O la vals. Hai, da, tati. Ieșim și acum, dăm prima pădure. Dacă... Vă trece așa pe-n cap. Mamă! Mamă! S-a văzut direct cu tati pe filmărică, pe alea. S-a văzut tati, a văzut acolo. Cât de frumos. Dacă vă întrebați de unde știu toate chestiile astea, că dacă asta e pădurea Radovanului sau nu, ei, am mai trecut pe aici de câteva ori. Uite o mașină pe dreapta. Ăștia ce fac aici, mă? Și ăștia caută fantoma, mă? Ăștia cred că o caută în mașină decât. Zic, o caută pe aia la pantaloni. O caută pe aia la pantaloni. Mai avem numai un pic. Da. Hai că trec cu GPS-ul, să vedem. Să băgăm GPS-ul? Da. Hai că băgăm GPS-ul și revenim când ajungem. Mă duc în față, fac la dreapta. Apoi, pe unde vine noi? Da, și... nu știu unde e loc, Degeaba spun că nu dai de loc. Păi nu, poți să zici că e... Căutăm, nu-i problemă. Căutăm, poate ne orientăm cumva. Nu ai încredere. Unde spun ăștia toți în loc. Știu că a mai fost și alți băieți care au filmat acolo și... Gen, unii spun că s-a aruncat într-o fântână, unii spun că s-a spânzurat într-un copac și nu știu este ce... Este o fântână, dar nu o știu. Degeaba spun că nu o știu. După e mijlocul înțeles... pădurii sau... Nu e mijlocul pădurii, e pe margine, decât am înțeles eu. E un pic băgată la... E un pic, pe care dintre ele? Că să zici că sunt pe două părți. Și pe stânga, dar nu... Te duci încolo. Stânga că te duci încolo, da, spre Craiova. Dar degeaba, că n-ai cum să o găsești. Dar avem să o găsești. O căutăm. Da, deci cum să o găsești în pădure, n-a găsit. Păi nu, pe aia, măcar acolo, locul ăla. De, am vrea și pe aia, știi, să par mai șmecher, dar... Păi asta e ce să... Nu vorbești că nu cineva să vină acolo să... Da, face ceva. Nu l-ar niște... Nu vreau, nu... Facem noi așa ceva. Vreau să luăm costumul de mine. Nu știu, vreau să văd și mergem așa. Mergem așa, acolo, vedem, îi dăm un pic să vedem care e chestia. Credeți că e chiar la curba. Dacă zici că e... Oprești chiar la curba acolo, cum se face curba unde este la fel așa, partea are pe spune aici. Pe dreapta oprești pe acolo. Deci acolo? Oprești și pe acolo. Stai să văd și pe acolo. Bun. Ce să spune altceva? Mulțumim frumos! Locul unde se zice fântâna aia unde s-ar fi aruncat ea sau ceva de genul, ci că e băgată bine, nu cred, ci că nu o găsim. Trebuie să colindăm ca lumea ca să o găsim. Și zis că dacă vrem să vedem locurile unde s-au întâmplat accidentele, la asta se referea, că e pe principală, exact acolo, în curba aia unde parcare și pe stânga și pe dreapta, acolo s-o prins, căutăm pe acolo. Așa să om. Hai să mergem, ce mai? Băieți, am ajuns să-mi bag picioarele dacă nu. E forță mondială aici. Ia uite-te și tu. Să moară. Cenzură. Gata? Bă, dar nu mai bine întoarcem noi, gen, mașinile să le avem întoarse, că avem loc să le întoarcem aici. Ca să le avem întoarse și dacă e plecăm, știi? Dacă e ceva, plecăm. Întoarcem, hai. Salutare, băieți și fete, și bine v-am regăsit la seara. Băieți, e foarte înfiorător aici. Își face intro fix în pădure. Sper să găsim ceea ce căutăm și n-am găsit alții. Sper să găsim asta aici. Dacă vreți să vedeți videoclipul horror, vine după videoclipul ăsta, fraților. Nu uitați să dați like, nu uitați să dați subscribe. Hai să trecem, frate, la aventură.